Milenii de rândul, familia a însemnat totul, a fost rezervorul uman al istoriei, a fost primul nucleu al civilizației, a însemnat stabilitate în timp și speranța pentru viitor. Familia este mediul în care venim pe lume, ne dezvoltăm și la rândul nostru ne formăm o altă familie. Este locul unde găsim înțelegere, liniște și soluții la problemele care ne frământă. Cum să facem să avem o familie sănătoasă? Sunt mai multe modalități prin care putem fi sănătoși, fizic și emoțional, dar și să ne bucurăm de timpul petrecut împreună, pentru beneficiul nostru, dar și pentru întreaga societate. Despre acest lucru vă voi povesti în ciclul de emisiuni O familie sănătoasă, o societate sănătoasă. Sănătatea este darul cel mai frumos și mai bogat pe care natura știe să-l facă. Cea mai prețioasă comoară și cea mai ușor de pierdut este sănătatea. Comoara tot mai rău păzită de oamenii contemporani. Într-o lume a calculatoarelor și a tehnologiilor moderne, omul este de orice mai interesat decât de sănătate. Trăim fără a ne gândi că ar avea rost să facem ceva pentru ca acest dar oferit de natură să fie prețuit. Nici măcar nu ne dăm seama cât putem face în favoarea acestuia și nu luăm în considerare nici consecințele care mai devreme sau mai târziu vor apărea negreșit. Această indiferență există datorită faptului că omul nu știe să aprecieze ceea ce are. Un om cu probleme grave de sănătate, cu siguranță că va pune mai mult preț pe acest dar, căci doar când treci prin chinurile unei boli, realizezi cât de dulce este sănătatea. Așa e firea omului, realizează ceea ce are decât după ce pierde acel ceva. Medicul de familie asigură prima linie de comunicare între pacient și lumea medicală. El este acel care ne evaluează și ne monitorizează starea de sănătate și în același timp ne cunoaște antecedentele personale și familiale de boală. Medicul de familie este veriga principală, să scotim noi în medicină, fiindcă fiecare pacient, adresându-se la medicul de familie, el trebuie să-și expună, adică toate simptomele. Și medicul de familie, adică ar fi bine să se ocupe, în primul rând, cu profilaxia, începând cu vaccinările, la copii vaccinările, la maturi, modul sănătos de viață, riscurile, trebuie să cunoască pacientul a multor boli, a diabetul, zaharat, a hipertensiunii, ceea ce în societatea noastră lasă de dorit. Medicul de familie, adică el este cel mai aproape de pacienți și ar trebui să-și cunoască starea în fiecare familie, viciile din familia dată. Și revenind cu sfaturile, cu investigațiile, cu asta, cu toate, adică ar trebui să prevină, să nu ajungem la bolile cronice, la viciile care, abuzul de alcool, drogurile, fumatul care acționează foarte negativ și adică nu cu suferă părinții, dar și toți membrii familiei. Fiecare persoană trebuie să discute deschis cu medicul de familie despre simptome, fie că este vorba despre probleme fizice, fie despre tulburări psihice, despre oportunitatea realizării unor investiții și despre cea mai indicată unitate medicală pentru efectuarea acestora. Trebuie de discutat cu un medic de familie. Adică aici vorbim că ar trebui să fie și confidențial. Iată, aș vrea să menționez că un adolescent, el este foarte timid și dacă are o problemă, chiar și aceeași sarcină, s-au folosit, a început să folosească niște droguri nu atât de periculoase, el trebuie să se apropie de medic. Trebuie să-i spună totul, toate problemele, ca medicul să poată să-l ajute și chiar în unii cazuri să-l convingă că, iată, asta, viciul ăsta este complicat pentru tine. Și chiar orice pacient, venit la medic, el trebuie să-și expună toate simptomele. Fiind, eu socot că medicul de familie este o persoană care poate fi chiar, să zicem, ca și un prieten, fiindcă el nu poate merge la un vecin sau la o rudă să spună, dar totuși aici trebuie de păstrat confidențialitatea. Relația între pacient și medic de familie trebuie să fie bazată în primul și în primul rând pe încredere. Pentru a avea rezultatul pe care ne-l dorim, pentru a avea acel obiectiv pe care ne dorim să-l atingem, aceste relații trebuie să fie bazate pe încredere, trebuie să fie confidențiale, trebuie să fie o comunicare eficientă, ca până la urmă ceea ce ne propunem, adică
depistarea maladiei la timp, tratamentul maladiei, să fie cât mai eficace și cât mai benefice pentru pacient. Vizita la medicul de familie permite depistarea reciprocă a anumitor afecțiuni care, nediagnosticate, poate duce la complicații serioase, cu costuri semnificative și chiar la moarte. De asemenea, permite monitorizarea unor indicatori valoroși pentru sănătate. Legațiile vizite la medic. De câte ori o persoană trebuie să viziteze medicul de familie? De câte ori are necesitate? La necesitate. Dar odată în an se face controlul profilactic, cu măsurarea greutății, tensiunea oculară, tensiunea arterială, se fac citologiile, adică la cancer femeile, nu toate investigațiile de rutină care sunt necesare. Odată în an fiecare persoană este obligată să viziteze medicul. Obligațiunile unui medic de familie sunt foarte vaste și, cum am menționat anterior, adică medicul de familie este persoana care privește familia, privește toate problemele, nu doar de sănătate, a pacienților înscriși pe lista acestui medic. Însă rolul primordial al medicului de familie este, desigur, că rolul profilactic, deci noi avem sarcina de a depista acele maladii la care noi ne-am referit, ale depista în stadiu cât mai devreme, cât mai precoce. Avem anumite programe profilactice care sunt aprobate la nivel de Ministerul Sănătății. Ține doar de responsabilitatea medicului de familie și ține și de participarea singur a pacientului în aceste activități, adică de responsabilitatea pacientului. Cât de des vizitează cetățenii raionului Florești medicul de familie, aflăm chiar de la ei. Foarte rar. De ce motiv? Trebuie să ne spuneți. Pentru că nu simt necesitate. Dar cum credeți, genul persoanei ar trebui mai des să adreseze la mine? Da, ar trebui mai. Cât de des îl... Adică cum al urmăm copilul puțin bolnav, dar așa nu. Dar cum credeți, trebuie mai des ca oamenii să adreseze la mine? Cred că da. Din ce motiv? Să ne protejați de înainte. Boli. Nu prea. De mult n-am fost. De ce nu? Cum? Nu m-a durut nică și să vin. Vin când îmi scriu astea, medicamente, că eu așa cu tensiunea la evidență și damu, vin când trebuie o îndreptare la uzis, trec și... Dar cum crezi? Trebuie mai des vizitat? El trebuie, dacă te doare, trebuie să vii, dar dacă nu te doare nică și să vii la mine și să... Pe necesitate. Când ne îmbolnăvim, atunci și vizităm. Dar cum credeți? Persoana trebuie să găsesc la mine atunci când se îmbolnăvește? Sau nu. Mai des posibil că eu s-o cot amul la vârsta asta. Când suntem tineri, nu prea ne adresăm. De atât că uneori putem lupta, dar când amul ar trebui să te adresezi, cred că mai des. La o vârstă mai înaintată. Cât de des trebuie vizitat medicul de familie depinde de vârsta pacientului, de bolile lui și de tratamentele pe care le urmează. O vizită pe an poate fi suficientă pentru tinerii fără probleme de sănătate. Persoanele în vârstă însă au nevoie de o monitorizare mai atentă și periodică, iar unele investigații trebuie începute chiar mai devreme, după 40. De exemplu, tensiunea arterială trebuie verificată o dată la fiecare 3 luni, spun specialiștii medicali. Este foarte important de a ne adresa la timp către medicul nostru de familie, deoarece din moment când maladia este depistată în stadiu inițial, în stadiu mai precoce, atunci, desigur că șansele de vindecare sunt mai mari și atunci chiar și cost-eficiența acestui caz de tratament, deci acestei boli, este mai mic. Medicul de familie este gardă permanentă în protecția sănătății familiei. Acesta este sloganul zilnic al fiecăruia medic. Acum vă propunem să urmărim o zi din viața unui medic. Nu m-a supărat nimic. Da, o slăbiciune. Cefalie. Arest tot e bine, numai cât temperatura. Bine, Dianușca, dar când ai născut? 27 ianuarie. 27 ianuarie. După naștere a fost tot bine? A apărut febră? A apărut febră și am fost la ginecolog, a spus că nu chiar bine. Ai făcut un consultat ginecolog? Da. Bine, și ai primit tratament? Da, am primit tratament, pastile. Pe urmă te-ai eliberat acasă? Da. Și după asta iar ai revenit cu aceeași problemă, da. Febră, da? Hai să vedem tensiunea.
măsurăm. Zeci pe 60. Mai întâi spuneam tot așa, puțin jos. 20. Hai și mânuța asta întâi. Măsurăm. Dă-te aici puțin joasă, dar în tipul sarcinii cam tot e așa, era pe zi. Da, da. Un metru. Putem subțoară. Lactația e suficientă? Da. Copilul suge bine? Foarte bine. Noaptea a dormit liniștit? Ei, nu chiar burtică. Burtică-l deranjează, da? Da, deranjează. Tu ai un disconfort, da? Pe partea de jos abdomenul. Da, lucrurile ne rămâne. Pe partea de jos abdomenul, da? Și da? Să vedem, măsurăm febra și pe urmă vedem ce simptome și mai. Eliminări sanguinolente, puțin așa cu sânge. Da, sunt. Puțin, da? Bine. Adică trebuie 36 și 5. Adică ar fi fost mai ținut. Păi, na, hai cu câte în sus. Da. Mai ca să fie comod. Aha, așa bine. Doi picioare, puțin. Dezgolește burta. Da. Burta mare. Mai le dea lungul corpul. Așa bine. Burta relaxată. Mare. Dureri sunt aici? Da. Puțin de când? De când? De când am febră. De când ai febră, de 3 zile, da? Da. 3 zile, da? Hai să văd limba. Uh-huh. Ascolă. Ești puțin cam palidă, da? Hai în calță-te și vin să te ascult. Să vedem și gâta cum se este și virozele astea, să vedem să excludem. Deschid gura. Mai tare. Patulă. Cam. Limba mare, limba mare, așa bine. Să ne ia pe gâtul roșu. Da, hai, doamne, să ascultăm. Așa, mai respir adânc. Adânc. Încă? Mai? Mai adânc? Bine, așează-te. Ai amețat puțin? Să dăm puțin lecuț. Dar eu pot să te-ai stat în picioare, așa? Bine. Scriu. Doamne, aici e o problemă ginecologică. Trebuie să faci un consult la ginecolog, să faci UZI. Organul bazinului mic și a rinichilor, bine? Bine. Faci investigațiile astea, faci analizele și revii. Bine. Da, aha, poftim, da. Mulțumim mult. Da, cu plăcere, da. Faci analizele, faci o zi și revii cu investigațiile, bine? Bine, mulțumim da. Mult. Da, cu plăcere. Da, la revedere.
Astăzi se știe că majoritatea bolilor cronice sunt datorate stilului de viață. Mai mult decât atât, ele sunt boli ale belșugului. Prea multă mâncare, prea multă băutură, prea mult fumat și prea puțină mișcare. Iar medicina tratează simptomele. Oare nu ar fi mai simplu să se lucreze la cauze? Pentru că e evident că soluția pentru majoritatea problemelor de sănătate nu depinde de doctor sau de progresele științifice, ci de alegerile stilului de viață, de moștenirea noastră și de mediul în care trăim. Deși se știe că factorii mentali, sociali și spirituali au un rol important în sănătatea noastră. Dacă este să vorbesc despre rolul medicului în societate, desigur că este un rol enorm. În special aș vrea să mă refer la rolul medicului de familie. Or, medicina de familie este una din cele mai importante verici în sistemul de sănătate, dat fiind faptul că medicul de familie este persoana de prim contact cu pacientul, este persoana cheie în sistemul de sănătate și mai mult decât atât, medicul de familie privește pacientul în toată integritatea problemelor sale, deci atât probleme de sănătate fizice, psihice, sociale și, dacă chiar doriți, uneori și economice. Iar ce rol au medicii în societate, ne spun chiar pacienții. Este foarte important. El e primul care depistează toate neajunsurile la copii, la maturi. Este important, este. Că ei vin și pe acasă, dacă e chei, dacă... Dar trebuie să ne cătăm de sănătatea noastră. Dacă fără dânsă, nu fără medici, putem să facem. Mai ales cum medicul de familie, este. A nostru medic, la altul, măcar se duce. Cum credeți, medicul de familie e unul din cei mai importanti? El doar primul la care ne adresăm. El e primul care ne adresăm și eu mă gândesc că cam e important pentru noi, medicul de familie. E important că oamenii se îmbolnăvesc des și se adresează des. Cum credeți, medicul de familie este unul dintre cei mai importanti medici? Da. Aș socate că el e multilateral, are cunoștințe vaste, multe cunoaște, dă îndrumări, nu numai tratament, dar și diferite sfaturi. Posibil că e important. În ce motiv? Cum considerați dumneavoastră? Numai cuvântul familiei de a mă înseamnă ceva, că trebuie să te adresezi și el... El posibil că și relațiile familiare trebuie să eu așa ne închipă. Ce ne rămâne de făcut? Să ascultăm ce spunea, de exemplu, Hipocrate, care dorea să afle mai mult cine este bolnavul decât ce boală are. Sau vestitul medic canadian William Osler, evoluția tuberculozei are mai mult de a face cu ceea ce se întâmplă în mintea bolnavului decât ce se întâmplă în plămânii lui. Sănătatea este un miraj, o putem atinge, dar niciodată nu o putem deține în totalitate. Da, sănătatea nu este totul, dar fără sănătate, totul este nimic.